În acest videoclip voi încerca să clarific ambiguitățile din codul rutier privind termenul intersecție, analizând cum aceste neclarități afectează aplicarea regulilor de prioritate și încadrare în intersecție și sensuri giratorii. Conform definiției din codul rutier, intersecție este orice încrucișare, juncțiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spațiile formate de acestea. Adică intersecție este considerat orice loc în care părțile carosabile la același nivel se intersectează, se une sau se ramifică. Din păcate, includerea termenului spații formate în definiție, un termen clar și neexplicat, face ca noțiunea de intersecție la rândul ei să devină mai neclară. Nu este explicat clar dacă acest termen se referă la spațiile create prin suprapunerea sau alăturarea părților carosabilă, sau dacă include și spațiile necarosabile, insulele de separare sau spațiile verzi. Din perspectiva regulilor de circulație, sunt relevante doar zonele în care curenții de trafic se intersectează, deoarece doar în aceste puncte apar conflictele între mișcările de trafic. În aceste locuri, conflictele trebuie soluționate prin aplicarea regulilor de prioritate. Extinderea sensului termenului și la zonele necarosabile nu ar fi practică din perspectiva regulilor de circulație. Deoarece curenții de trafic nu se intersectează în astfel de spații, ci doar în locurile în care părțile carosabile se suprapun. Pentru a înțelege mai bine, să luăm ca exemplu o zonă în care părțile carosabile se încrucișează, se unesc, formând joncțiuni, sau se ramifică, formând divurcații. Iar între acestea se regăsesc diverse amenajări destinate fluidizării traficului, cum ar fi zone de separare, spații verzi sau scoaruri. Să încercăm acum să aplicăm regulile de prioritate la intrarea într-o intersecție reglementată cu indicatoare de prioritate, presupunând că definiția de intersecției se extinde la întreaga suprafață de teren, inclusiv zonele necarosabile. Articolele care reglementează prioritatea de trecere în acest caz sunt Articolul 59 alinia 3 și articolul 129 alin. 1 și 2 din regulament. Vehiculul albastru va avea prioritate de trecere față de cel roșu și cel galben, deoarece circulă pe o drum prioritar, în timp ce celelalte două vehicule întâlnesc indicatoare de pierderea a priorității. Iar vehiculul galben va avea prioritate de dreapta față de cel roșu, având în vedere că ambele întâlnesc indicatoare de pierdere a priorității. În teorie, regulile de prioritate pot fi aplicate într-o astfel de intersecție. Totuși, în practică pot apărea dificultăți prin includerea în înțelesul definiției atât a spațiilor carosabile cât și a celor necarosabile, pot rezulta intersecții de dimensiuni foarte mari. Iar din cauza distanțelor mari dintre punctele de acces în intersecție, conducătorul auto care intră poate avea dificultăți în a observa indicatoarele de prioritate întâlnite de celelalte vehicule la intrare. Acesta poate ajunge în situația de a nu putea stabili care reguli de prioritate se aplică și ordinea de trecere. Un alt scenariu problematic ar fi acela în care conducătorul auto ajunge la marginea intersecției după ce celelalte vehicule au intrat deja în intersecție. Ceea ce înseamnă că conducătorul vehiculului nu mai poate determina direcția din care au intrat celelalte vehicule în intersecție și ce indicatoare au întâlnit acestea la intrare. Fără aceste informații, stabilirea ordinii de trecere este imposibilă. Deoarece Stabilirea priorității de trecere nu poate fi realizată doar pe baza indicatorului întâlnit de conducătorul vehiculului la intrare. Este necesar să fie luate în considerare toate indicatoarele întâlnite la intrare de celelalte vehicule. Astfel, putem concluziona că o interpretare în care noțiunea de intersecție se extinde la întreaga suprafață de teren, inclusiv zonele necarosabile, nu este practică din perspectiva aplicării regulilor de prioritate. Nu are sens, pentru că indicatoarele de reglementare a priorității ajung să fie amplasate departe de locul în care mișcările de trafic intră în conflict. Acest lucru ar genera situații în care stabilirea priorității de trecere devine aproape imposibilă. În continuare, să luăm exemplul anterior și să aplicăm regulile de prioritate la intrarea într-o intersecție, atunci când înțelesul acesteia se limitează strict la suprafața carosabilă comună rezultată din intersectarea sau alăturarea a două părți carosabile. În prima juncțiune, vehiculul albastru va avea prioritate de trecere față de vehiculul roșu, deoarece doar vehiculul roșu întâlnește un indicator de pierdere a priorității. În a doua juncțiune, atât vehiculul albastru cât și cel roșu vor avea prioritate față de vehiculul galben, deoarece doar vehiculul galben întâlnește un indicator de pierdere a priorității. Dacă toate cele trei vehicule s-ar intersecta în prima juncțiune, ordinea de trecere va fi următoarea. Primul va trece vehiculul albastru, deoarece celelalte două vehicule întâlnesc un indicator de pierdere a priorității. Doilea va trece vehiculul galben, deoarece are prioritate de dreapta față de cel roșu. Ultimul va trece vehiculul roșu. După cum s-a putut vedea în aceste exemple, regulile de prioritate pot fi aplicate corect și fără probleme la intrarea într-o intersecție, doar dacă înțelesul este acela de suprafață comună rezultată din încrucișarea sau alăturarea două părți carosabile. De aceea, termenul spații formate ar trebui clarificat sau eliminat din definiție. Prin urmare, în codul rutier, intersecția trebuie definită ca o zonă mai restrânsă. Trebuie să se difere de accepțiunea generală utilizată în alte reglementări rutiere, care într-adevăr include întreaga suprafață, inclusiv zonele necarosabile. Dacă analizăm definițiile date intersecției în alte coduri rutiere din alte țări europene, termenul intersecție se referă de obicei la un crucișare sau lăturare de drumuri, fără a include termeni ambigui cum ar fi spațiile formate. Ambiguitatea din definiția codului rutier a apărut, probabil, din dorința de a justifica utilizarea expresiei intersecție cu sen giratoriu o formulare popularizată atât în limbajul comun, cât și în alte reglementări din domeniul rutier. Legiuitorii nu au înțeles de ce în vechiul cod rutier, decretul 328 din 1966, se folosea expresia locul sengiratoriu, și nu expresia intersecție cu sângeratorul. Ei nu au realizat că sensul termenului intersecție în codul rutier este unul specific și mai restrâns, diferit de înțelesul mai general și mai popular utilizat în alte reglementări din domeniul rutier. De exemplu, în normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice, prin intersecție se înțelege suprafața pe care două sau mai multe căi de comunicație terestre rutiere se alătură sau se încrucișează, incluzând toate facilitățile de amenajare a acestei suprafețe în vederea asigurării scurgerii traficului. Într-adevăr, din perspectiva acestei definiții, sensul giratoriu este o singură intersecție, fiind o suprafață care include amenajările necesare pentru fluidizarea traficului, drumul inelar, joncțiunile, insula centrală. În codul rutier, însă, Fiind axat pe regulile de circulație, înțelesul termenului intersecție este mai restrâns, fiind vorba doar de punctele unde curenții de trafic se întâlnesc, adică locurile în care părțile carosabile efectiv se încrucișează, se unesc sau se ramifică. Din acest motiv, expresia intersecție cu giratoriu nu ar trebui să fie utilizată în codul rutier, deoarece sensul termenului intersecție nu corespunde definiției prevăzute în acest cod ci este de fapt vorba despre înțelesul mai larg al termenului, utilizat în ibajul comun sau în alte reglementări din domeniul rutier. Confuzia creată de legiuitori a dus la apariția două interpretări diferite în ceea ce privește sensul giratoriu. Prima considerase sensul giratoriu ca fiind o porțiune de carosabil care se intersectează cu drumuri secundare din partea dreaptă. Interpretare care permite aplicarea coerentă a regulilor de circulație în sensul giratoriu. Iar a doua interpretare pornea tocmai de la expresia intersecție cu sens giratoriu, care era utilizată greșit în codul rutier. Din moment ce în codul rutier se făcea referire la sensul giratoriu ca fiind o intersecție, iar intersecția era definită în codul rutier ca fiind o crucișare de drumuri, unii șoferi, dar și o parte dintre specialiști, au concluzionat că sensul giratoriu reprezintă de fapt o singură încucișare de drumuri, iar drumurile din interiorul său continuă în linie dreaptă, în aliniament. Avem o singură intersecție între două drumuri, și nu patru intersecții. Această deducție era contrazisă în mod evident de către marcajele longitudinale în curbă la stânga, prezente în majoritatea sensurilor giratorii. În ciuda acestei evidențe, aceștia au tras concluzia eronată că acele marcaje nu au cum să fie marcaje de separare ale benzilor. Și, în consecință, în sensul giratoriu, nu este necesară respectarea regulilor de încadrare pe benzi și nu patru intersecții. Trebuie să înțelegeți că acel marcaș din intersecție nu separă Benz de circulație. Deci nu putem spune că autoturismul verde a schimbat banda drumului A sau banda drumului B. A fost necesară adoptarea hotărârii de guvern numărul 130 din 2023 pentru a clarifica și pentru aceștia că în sensul giratoriu circulația se desfășoară pe benzi, și trebuie respectate regulile de circulație pe Benz au fost introduse astfel două noi aliniate în codul rutier pentru a lămuri această confuzie legată de sens sul giratoriu. Confirmând că marcajele longitudinale în curbă la stânga separă benzile, indicând un drum circular, nu o simplă încrucișare de drumuri. Însă, neclaritatea privind termenul intersecție, care a și indus în eroare o parte dintre șoferi și dintre specialiști, persistă și după modificare, deoarece se utilizează în continuare expresia intersecție cu sens giratoriu. Deși, în forma inițială, proiectul de lege care urma să clarifice și să definească sensul giratoriu, preciza că acesta reprezintă un drum principal cu sens unic și traiectorie giratorie care se intersectează succesiv cu drumuri secundare pe partea dreaptă. Ceea ce însemna că sensul giratoriu nu mai era considerat o intersecție, ci un drum. Autorii proiectului inițial observaseră corect că sensul giratoriu nu se încadra în definiția intersecției din articolul din codul rutier. Cu toate acestea, legiuitorii au ales să păstreze în continuare în lege expresia intersecție cu sens giratoriu. De aceea, în momentul de față, în codul rutier, încă este nevoie de o redefinire mai clară a termenilor intersecție și semn giratoriu, strict din perspectiva regulilor de circulație, pentru a evita interpretări ambigue sau pentru a nu confunda definiția intersecție cu înțelesul mai general și mai popular utilizat în alte reglementări din domeniul rutier. Inspirându-ne din modul în care intersecțiile sunt definite în regulamentele de circulație din alte țări europene, o definiție mai clară și adaptată codului rutier care se includă doar elementele relevante din punct de vedere al aplicării regulilor de circulație și astfel să se elimine ambiguitățile actuale, ar putea fi formulată în linii mari astfel Intersecție, loc de încrucișare sau alăturare la același nivel a două sau mai multor părți carosabile Limita intersecției este stabilită prin marcajul transversal corespunzător indicatorului oprire sau cedează trecerea. În lipsa unui astfel de marcaj, limita se află la marginea părții carosabile a drumului intersectat. Adoptarea unor definiții mai precise nu doar că va preveni confuziile, dar va contribui și la reducerea numărului de accidente cauzate de interpretările greșite ale regulilor de circulație.